Odată cu reînceperea noului an școlar, Societatea Locală de Transport Public din municipiul Pașcani eliberează abonamente gratuite pentru elevii din oraș și suburbii. Cei interesați trebuie să meargă la sediul operatorului de pe strada Moldovei, vis-a-vis de supermarketul Kaufland, pentru a depune mai multe documente. Este vorba despre o cerere însoțită de o copie după actul de identitate, o fotografie și carnetul de elev eliberat de instituția de învățământ. Până acum au fost depuse 260 de cereri, iar media lunară din anii trecuți este de circa 400. La început de an școlar, toți elevii din sistemul de învățământ din municipiul Pașcani trebuie să se prezinte la biroul managerului transport public local cu o cerere, să aibă o copie pe buletin sau buletinul, nu se reține nici copia, nici buletinul, doar să confrunte datele, o fotografie pentru legitimația de călătorie pentru cei care nu au încă legitimație și carnetul de elev. Carnetul de elev trebuie să fie vizat. Excepții face luna septembrie, când abia a început școala și nu trebuie această viză. Poate să circule nelimitat. Adică perioada anului școlar poate să circule fără niciun fel de problemă pe toate mijloacele de transport. În prezent, elevii sau părinții acestora trebuie să vizeze lună de lună legitimația de călătorie, situație incomodă pentru beneficiari. Conducerea societății speră ca acest lucru să fie eliminat în perioada următoare. Deocamdată, da, l-a vizat legitimația de călătorie lunar. Deocamdată. Sperăm în scurt timp să eliminăm corvoada asta. Precizăm că vor beneficia de transport gratuit elevii care fac naveta din suburbiile Lunca, Plăgești, Gâștești, Boșteni și Sodomeni, iar cheltuielile urmează să fie decontate de la bugetul local. De asemenea, mai beneficiază de gratuitate pe transportul public local veteranii de război, deportații politic, precum și persoanele cu handicap și însoțitorii acestora, în baza documentelor înaintate de asistența socială din cadrul primăriei. Operatorul local de transport eliberează și abonamente contra cost. De exemplu, pentru o săptămână, pe un traseu costă 47 de lei, pentru o lună pe un traseu 180 de lei, iar un abonament pentru toate traseele costă 427 de lei. Prețul unui bilet este de 4 lei pe călătorie.